Ștefan Câlția, sunteți un om și un artist care vă reprezentați tradiția ca fiind o cărare bătută, bătută de înaintași, un drum sigur, înaintați pe această cărare bătută. Și pentru dumneavoastră, noul nu înseamnă a face pași laterali, a devia din cărare, ci tocmai a merge înainte. Când mergi noaptea pe cărare, în clipa în care, din cauza întunericului, calci pe lângă, intră în tine panica și spaima, pentru că nu mai simți asprimea cărării lăsată de urmele altora. Dar eu cred că nu în sensul ăsta mă leg eu de tradiție. Pentru că dacă la Delphi sau în grădina Ghețemane ai văzut măslinii, care sunt ca niște stânci, pietre, planta e pietrificată de 100-200 de ani, povestea spune că unii au 300 de ani, din această piatră vie țâșnesc mlădițele noi ale măslinului cu o forță și cu o energie extraordinară. Eu cred că avangarda s-a născut doar în medii ale unei culturi teribil de bine așezate și care aproape s-a osificat. Toată viața noastră, fără ce a fost înaintea noastră, n-ar fi decât un mare gol. Nu poți să trăiești ca un gol. Ceea ce vine nu e un gol, ci ceea ce vine e o recitire a trecutului într-o nouă stare a ta. Tradiția e un lucru viu, fără de care noi nu am putea exista. Apropo de tradiție, ce credeți că datorați lui Iulius Potlipni, respectiv lui Corneliu Baba, deci celor doi dascăli care v-au marcat formarea ca artist? Lui Iulius Potlipni îi datorez enorm. Mă învață să-mi iubesc meseria, să fiu disciplinat, să știu că sunt neputincios și că trebuie să mă zbat cu mine pentru a putea să fac ceea ce doresc să fac. M-a făcut să-mi iubesc extraordinar de mult, pe lângă părinții mei, care aveam un fond în privința asta, să-mi iubesc foarte mult locul și neamul, iubindu-i, această iubire revărsându-se și asupra celorlalți, probabil era și în mediul Timișoarei și faptul că el așa era, mi-a ținut cel mai frumos discurs despre țăranul român. Și Iulius Potlipni mi-a vorbit cu cea mai mare asprime și duritate despre nebunia comunistă. Și în ce privește pe Corneliu Baba? Cu Corneliu Baba te întâlnești cu boierul rafinat, cultivat, care nu vine să îți dea peste degete că nu ai desenat corect sau că nu ți-ai ținut paleta în ordine, ci îți vorbește despre cultură, despre literatură. În urma lui rămânea un parfum de om elevat în care vrei și tu să te scalzi cu plăcere. Vând acum puțin în alchimia operei dumneavoastră, de multe ori imaginile în pictură, dar și în desen, în gravură, sunt, aș spune, rezultatul întâlnirii între real și realism și pe de cealaltă parte fantastic. Deci am trăit o copilărie în care acest fantastic, cum îi spunem noi, era o realitate vie, mă scăldam în ea. Unul din străbunicii mei, de fapt, un unghi străbunic, și-a făcut aripi din șindrilă, s-a urcat pe șură și a vrut să zboare. Probabil era 1790, 1800 și ceva, a căzut pe gunoi, n-a pățit nimic, toată lumea a râs și cât o generație și ceva i se spunea alu zburător. O verișoară de-a mea mi-a zis că a văzut aripile astea în șură și toată copilăria mea le-am căutat să-i găsesc aripile. Nu le-am găsit. Dacă stai pe un deal undeva amestecat în iarbă și te uiți la ciocârlia care se urcă în sus, la un moment dat poți să ai, nu să ai senzația, la un moment dat crezi că ciocârlia coboară și că tu ești deasupra, că lumea s-a răsturnat. De fapt, iată, copilăria e acea vârstă în care pragul între real și fantastic nu prea există.
Da, nu prea există, pentru că tu nu ți-l puneai. De ce să-ți pui acest prac când te simțeai atât de bine? De exemplu, iar ne jucam, unul din jocurile noastre era prinsa sub apă. Păi când stăteam sub apă și deschideam ochii și vedeam un turburare la ușoară a nisipului care vine așa plin de lumina aurie a soarelui, pești și toată lumea aia care umbla, păi când eram la școală și învățătoarea, nu știu ce minuni ne spunea, eu nu eram decât tot sub apă și visam și retrăiam povestea aia la nesfârșit. Deci era, nu vroiam să mă desprind. Se constituie astfel opera dumneavoastră ca un refugiu, aveți o atitudine romantică de refugiu din fața realității, prin această ieșire din timp și poate și din spațiu? Nu. Și cel mai bine cred că pot să-ți explic dacă ne întoarcem cu gândul la lucrările mele din perioada 80, Cazanul de Fier, restaurație, acei monștri care înghițeau, acei oameni neputincioși care aveau în gură fel de lemne, bile, în care eu, de fapt, prezentam o lume care nu era foarte înscrisă în timp, dar care ea vorbea despre un timp, despre o realitate foarte concretă, despre o tensiune. N-am vrut să vorbesc numai de faptul că eram călcați în picioare de securiști, ci pentru că există oameni care sunt în stare să-i calce în picioare pe alții. Tot timpul am senzația că nu timpul e cel care fuge, ci spațiu, ci aceste cortine se mișcă în jurul nostru și că noi suntem așezați în timp fără sfârșit, atâta timp cât putem să înțelegem din lumea dinaintea noastră și putem să cuprindem la nesfârșit lumea care vine după noi, noi stăm într-un timp etern și în jurul nostru se mișcă decor. V-aș întreba în finalul discuției noastre ce credeți că este important în formarea unui artist astăzi? Multe lucruri sunt importante. Cred că primul lucru e importantă instrucția, educația de acasă și disciplina unei școli riguroase. E foarte important pentru artistul de astăzi să recâștige toate elementele legate de profesionalism, de meșteșug. Eu cred că creația e una, făcută de unul, iar noi, cei care ne numim artiști, avem un dar cu două fețe. Acela de a merge pe aceleași cărări pe care merg și ceilalți oameni și deodată să descoperim în iarbă un lucru pe lângă care alții au trecut. Asta e o latură. A doua latură, deci în marea creație, descoperim ceva din marea creație. Și a doua latură e că luăm acest lucru și avem și puterea vorbei sau a imaginii de a-l prezenta celor din jurul nostru. Și deodată și ei se minunează, uite ce lucruri erau în jurul nostru.